Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața! Chiar nici nu puteam să stăm jos dimineața, așa nu puteam să ne odihnim și noi, să ne revenim. Alergam, țopăiam pe aici, pe studio. Luca e clabă. Bine că ai oprit muzica. Ce mai faci, Luca? Așa și așa bine. Cât de cât? Da. Păi zi! Păi ce să, am făcut apelul și, e un pic și acum ați puțin m-a totolit. Că eu dacă am trecut și prin boală, da, o să ai... am făcut puțină reacție adversă și la prima manșă, ca să zic așa, în sensul că m-au durut mușchii și am fost somnolent. Acum am crezut că am scăpat, dar azi noapte m-au luat puțin niște frisoane. Și dimineața acum sunt un pic șifonat așa, dar... Dumnezeu, ce coronavirus mai bine prin preajma mea. Că acum eu aveam deja anticorpi. Asta vrea toți anticorpii din lume, fii atent. Vaccinul l-am făcut așa, ca noi suntem, să-l încerci. Noi suntem la 1000 nivel ăsta, o să aibă 10.000. Poate să vină cu variante până la Omega. Nu e locul mic. Fomică ție? Nu prea mi-e. Nu prea ți-e fomică? Nu, nu sunt în apele mele, dar facem treabă. Lasă că vine și fomica. În Pakistan, toți angajații unui fast food pakistanezi din Pakistan au fost arestați de polițiști, urcați în dubă și duși la secție pentru că... De ce? N-au vrut să le ofere acestora hamburger gratuiți. Scuze, nu cred. Da. Nu, au venit polițiștii. Am avut noi parte de tacos, vezi? Nu toată lumea are parte. Ți-a rămas gândul la tacos. Da, dar mă duc de curând. Adică pe lista scurtă de obiective. Băi, dar cum s-a făcut pentru cei ascultători care nu știu, când am ieșit ieri de la stadion? Alaltă, de la stadion, ce repede trece timpul. Da. Am trecut pe bulevard acolo și am fost identificați. Bă, da, ținta la noi au venit. Da, m-au traversat. Imaginați-vă un bulevard gol. Da. Că probabil ați văzut imagine la televizor. Era un bulevard gol. Și de vis-a-vis s-au desprins două persoane care au venit fix la noi. Da, cu tacos. Niște tăvi. Da. Mari, vine cu tacos. Exact. Cel mai bun tacos pe care l-am mâncat vreodată. Dar cum ne-au simțit ei pe noi așa să iasă taman în momentul ăla asta? Nu-mi revin. Și ne-au servit, cum era o dată cu pâine și sare, noi după meci am primit luați tacos cu brânză. Da, foarte bun tacos. Bun, deci să revenim la pakistanezi, au săltat tot personalul hamburgeseriei, i-au reținut 7 ore. O noapte întreagă, în urma lor au rămas bucătării goale, clienți înfometați. Nemulțumirea polițiștilor a început după ce restaurantul a refuzat, citez, o cerere din partea unui măsafir foarte special de rang înalt. Ai văzut. Care fiind foarte special de rang înalt, n-are bani să-și cumpere un hamburger. Așa că dați-i un hamburger gratuit. Asta e toată fița. Adică de asta ajungi să ai rang înalt, ca să ai gratuități. Tu n-ai observat? Ba, da, în general, oamenii foarte bogați au parte de foarte multe și influenți. O parte de gratuități. Că ăsta e paradoxul. De unde e și vorba cu bani la bani și păduche la păduche, știi? Am observat. Care au bani au și gratuități, pe lângă faptul că au foarte mulți bani. Am observat un pic, dar nici chiar foarte mult. Da, da. Dar nu, adică asta e treaba, mintea mea, adică eu întotdeauna mi-am dorit să am mulți bani ca să pot să-mi cumpăr ce vreau eu, nu să primesc gratis. Dă-o acolo de gratis, de pomană, asta este șpilul. Păi de-aia ești cu noi aici. Da. Știi ce adică? Polițiștii din Pakistan sunt notorii pentru corupția lor și fiindcă pretind beneficii din partea afacerilor locale. Ia uite ce se întâmplă în Pakistan cu polițiștii pretind beneficii. Nu cred, nu există la noi, nu s-a cerut, nu cred că vreun polițist a cerut vreodată hamburger. Da, noi au cerut pizza. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.